Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur și astăzi vă voi arăta cum să realizați un item obiectiv de evaluare tip ordonare pe grupe pe platforma Learning Apps. În primul rând, va trebui să accesăm un browser. Eu voi folosi în acest caz Google Chrome. Accesez Google și aici voi scrie la căutare Learning Apps, numele platformei unde voi realiza acest item. Learning cu 2 de N și 2 de P. Apăs asta Enter. Îmi vor apărea aceste rezultate și voi face click pe primul rezultat learningapps.org. Odată intrat pe platformă, va trebui să mă conectez cu ajutorul unei adrese de e-mail. Pot face acest lucru făcând click pe conectare în partea dreapta sus. Apăs pe conectare, îmi apare o căsuță de dialog unde îmi cere adresa de e-mail și parola. Dacă nu am deja un cont, apăs creează cont nou și cu ajutorul adresei mele de e-mail îmi pot crea gratuit un cont pe această platformă. Eu mă voi conecta la contul deja existent. Mai departe, iată, sunt deja conectat, îmi apare numele în partea dreapta sus. De aici pot selecta și limba, da? În acest caz am selectat limba română, dar pot schimba limba dacă am nevoie. Eu voi lăsa în limba română. Apoi, apăsăm alcătuiește un exercițiu din partea superioară a ecranului. Alcătuiește un exercițiu. Îmi va deschide o fereastră de unde trebuie să selectez tipul exercițiului, de această dată eu voi alege ordonare pe grupe. Aici deja mi-arată câteva exemple de exerciții de ordonare pe grupe. Eu voi face click pe opțiunea Alcătuiește exercițiu nou. Mai departe, îmi deschide deja căsuța unde voi începe să lucrez la exercițiul meu. În primul rând, trebuie să aleg titlul exercițiului. În acest caz, eu voi alege să realizez un item pentru geografie și gruparea elementelor, mai bine spus în acest caz a resurselor naturale în resurse naturale epuizabile și resurse inepuizabile. Și voi pune titlul Resurse naturale. Cerința. Voi pune la cerință în felul următor. Grupați următoarele resurse în resurse epuizabile și resurse inepuizabile. Voi fi mai precis în indicații și voi face în felul următor. Le voi spune următorul lucru. Trageți fiecare cartonaș, în paranteză voi pune denumire resursă, deasupra categoriei din care face parte. Și succes! După care pot adăuga o imagine de fundal, dacă vreau, pentru fiecare grupă. Da, aici unde scrie grupa 1 fundal, pot alege o imagine sau un text. Da? Pot pune fie o imagine unde să, în imagine să apară resurse epuizabile, da? Scris și eventual o imagine elocventă, sau pot scrie pur și simplu resurse epuizabile acolo. Eu voi alege să pun text la grupa 1 și voi scrie exact așa. Resurse epuizabile. După care trebuie să aleg elementele care fac parte din această categorie. Pot pune fie imagini cu aceste resurse, pot pune audio, pot pune video sau text. Eu mă voi folosi de această dată de text. La text voi pune și voi pune așa. Cărbuni. Voi adăuga un alt element. Pentru a adăuga un nou element, apăsăm pe Adaugă alt element. Voi folosi text. Dacă am început cu text, voi fi consecvent și voi merge pe partea de text. Petrol. Voi mai adăuga încă un element. Putem adăuga câte elemente dorim noi. Eu mă voi opri de această dată la 3. Voi merge la grupa a doua, pe care o voi pune tot tip text, dacă am făcut așa cu prima grupă, resurse inepuizabile.
Și voi adăuga elementele. Energie eoliană. Voi adăuga trei elemente și aici. Energie solară. Hidroenergie. Aceasta este cea de-a doua categorie. Dacă vreau, pot să mai adaug o nouă grupă. Da? Prin opțiunea adaugă grupă. În acest caz, eu am nevoie decât de două grupe. Apoi, arată cartonașe dacă vreau să-mi arate toate cartonașele de prima dată sau dacă vreau să îmi arate câte un cartonaș. Eu voi alege să îmi arate câte un cartonaș, adică un cartonaș cu o resursă. Să-mi arate, spre exemplu, prima să fie resurse, la resurse inepuizabile, să-mi arate energie eoliană, apoi cea solară, apoi hidroenergia. Voi putea selecta apoi și ordinea, dar vreau să-mi le arate pe rând. Arată cartonaș cu cartonaș, nu toate cartonașele odată și pentru că va fi un pic mai dificil. Vreau să le ușurez sarcina. Arată cartonaș cu cartonaș și aranjează. După care, iată aici, display card order, adică ordinea în care să le primească. Eu voi pune random, să nu le dea în ordinea în care le-am pus eu, ci aleatoriu. Random sau aleatoriu. Feedback-ul, adică ce să primească ei în cazul în care reușesc să rezolve exercițiul corect. Felicitări, ești un elev de nota 10, voi spune eu. După care, pentru a-l ajuta la asistență, o să-i ofer și o informație referitoare la locul unde va găsi el un ajutor. Și voi spune în felul următor. Citește cu atenție lecția din manualul de geografie, clasa a șasea, paginile 28-31. Și pentru că am în manual digital, iată, de la 28 până la 31, această lecție referitoare la resursele naturale și gruparea lor în epuizabile, inepuizabile și alte categorii după alte criterii. După care voi apăsa lansează și previzualizează din partea dreapta jos a ecranului. Voi vedea cum arată exercițiul meu. Iată cerința, grupați următoarele resurse inepuizabile și resurse inepuizabile. Trageți fiecare cartonaș de numele resurse deasupra categoriei din care face parte. Succes! Apăs OK și iată cum le va apărea elevilor. Hidroenergie. Ce face el? Trage pur și simplu acest cartonaș în dreptul categoriei. Iată cum funcționează. Întâi voi rezolva corect exercițiul. Pentru a finaliza, trebuie să apese în dreapta jos pe această căsuță de validare. Și îi apare mesajul final. Apăs OK. Exercițiul este corect. Apăs salvează exercițiul, apoi din partea dreapta jos. După care pot face exercițiul meu public sau îl pot lăsa privat. Îmi apar aici diverse mesaje cu linkuri. Îmi apare că a fost salvat în contul meu la exercițiile mele. Pentru a-l face public, pentru a-l împărtăși și altora, apăs exercițiul public. Dacă vreau să rămână privat, copiez pur și simplu acest link pe Classroom. Eu îl voi face și public, da? Apăs exercițiu public. Titlul, dacă vreau să-l schimb, domeniul, voi alege geografie, subcategoria. Voi alege, ia să vedem dacă avem aici clasa 6-a. Adaug eu atunci o categorie nouă și voi pune în felul următor. Elemente de geografie umană și economică. Nu mă lasă să voi lăsa de câte elemente geografie umană alcătuiește categorie. Tagor, dacă vreau să pun cuvinte cheie prin care să fie găsit, voi pune, de exemplu, aici resurse cu spațiu, apoi inepuizabile, epuizabile. Apoi nivelul secundar 1 trimite formular. Și exercițiul meu a devenit public în acest moment. Apăs din nou OK, mi-apare exercițiul. Pentru a copia linkul, am aici link web, este recomandat în special atunci când elevul lucrează de pe calculator sau full screen link.
ca să-mi arate pe tot ecranul exercițiul sau dacă am nevoie de embedded code, cel care poate fi incorporat pe un site, spre exemplu, cum ar fi chiar și în lecțiile în livresc, pot copia acest iframe, sau dacă am nevoie de codul QR, îl copiez și pe acesta. Eu voi lua un link web acum, iau acest link web, merg la clasa mea de pe Google Classroom, activitate, curs, creați temă, titlul temei, voi pune clasificarea resurselor naturale. Instrucțiuni și voi pune felul următor. Bună ziua, dragilor! Astăzi v-am pregătit un exercițiu de verificare a cunoștințelor din lecția resursele naturale. Naturale și valorificarea acestora. O să pun aici, în paranteză, în manual, paginile 28, paginile 28, liniuță 31, închid paranteza. Bun. Apoi le pun câteva instrucțiuni. Rezolvați exercițiul și încărcați o captură de ecran cu mesajul afișat la finalul acestuia. Succes! După care adaug linkul, la adăugați, selectez link și în această căsuță introduc cu inserați linkul meu. Adaugă link. Pot să iau și celălalt link, linkul pentru full screen, și să-l adaug și pe acesta. Adăugați link și fie cu click dreapta, fie direct control V din tastatură. Adăugați link. Dacă vreau, le pun și un termen limită. Eu nu o să pun termen limită. Subiect. Pot să adaug un subiect, o tematică, punctajul. Eu direct o să salvez, creați o temă și astfel le este trimisă elevilor tema. Cu ajutorul acestor item de evaluare, puteți evalua diverse competențe. Haideți să vă dau câteva exemple. La geografie, vom merge pe programa școlară, putem evalua competența 3.1, utilizarea informațiilor cu caracter geografic obținute cu ajutorul instrumentelor TIC-GIS și al elementelor din matematică și științe, la biologie. La clasa a 5-a, competența specifică 2.1, organizarea informațiilor științifice după un plan dat. La istorie, la clasa a 5-a, competența specifică 1.2, identificarea diferențelor temporale dintre evenimente și procese istorice. Și lista poate continua. Dragilor, sper că veți reuși să realizați un item de acest tip. Eu vă doresc succes și vă aștept data viitoare la un nou episod din seria de realizare a itemelor de evaluare cu ajutorul instrumentelor de pe Learning Apps. La revedere!